N-am avut timp de așa ceva, dar încercarea merită reluată și sper că opoziția va reuși. Ați fost acuzat astăzi că ați încercat să-l contactați telefonic pe vicepreședintele Camerei Deputaților, pe Florin Albache, pentru a pune presiune. Dar lăsați-mă cu prostii de astea, niște povești inventate. Ați avut vreo implicare, domnule președinte, pentru că spuneați acum că sperați ca opoziția să mai facă o încercare pentru debat. N-am avut o implicare, dar ideea nu era, o să mă gândesc la asta.